Eu? Mi-e greu să fac asta, mai bine mă cer. Îmi place muzica, dacă asta e o calitate, nu știu. Sunt perfecționist când vine vorba de muzică, că știu că în rest e enervant. Câteodată am simțul umorului. Probabil. E un simț al umorului destul de gri, așa. Nici alb, nici dark, nici... prezentarea care doare. Sunt enervant pentru unii artiști, pentru că le cer prea multe lucruri, ca și cum nu și-au ales asta în viață să facă. Și eu le aduc aminte că ei și-au ales. Doi, par arogant câteodată. E o mască foarte bine creată, că altfel probabil m-aș sensibiliza la prea multe momente. Și trei, mă apuc de multe proiecte, ceea ce îi defocusează pe ceilalți. Nu pe mine neapărat, că eu pot să sar de la una la alta, dar echipa nu. Și atunci, cred că tot un fel de iritare e. Fobie. Nu neapărat. Fobia mea e să nu fi făcut destule în viața asta. Dar sunt mai multe. nici nu știu, stai să mă gândesc. Băi, la început, fiindcă multă lume comenta, mi se părea că ăla cu n-am bani de bilet nu e un vers așa bun. Dar acum de curând am văzut niște puștani cântând vers cu vers piesa aia și mi-am dat seama că chiar e bun. Oamenii când sunt studenți n-au, frate, chiar așa mulți bani și asta, dumă, asta că te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet, e un mod ironic de a-i spune fetei că nu mai vrei să fii cu ea. Ceea ce atunci, la momentul ăla, mi-au sărit toți în cap, băi, nu așa, trebuie cu romantism, cu nu știu, zic, de ce, mă? Și atunci chiar mă gândeam dacă n-am greșit ceva, dar acum mă gândesc că n-am greșit nimic. Deci nu știu dacă mă doare chiar așa tare. Pentru mine, conceptul de superstar e ceva la care multe vedete din România tind, spre ceva ce toate vedetele din România tind și foarte puține ajung acolo. Adică e ceva așa, un stardom, o bulă de fame ca în America, spre care tindem cu toții, dar doar câțiva ajung. Și ajung fiindcă sunt asumați. Cei care își imaginează că sunt, de obicei e mai greu. Superstar, cuvântul ăsta, dacă e să-i dau așa o greutate mai mare, gândește că la un moment dat erau staruri și apoi nu mai era de ajuns să fii star, au apărut câțiva care erau superstaruri. Eu cred că să fii un superstar ar cam însemna să fii total asumat cu ceea ce vrei să faci, cu ceea ce ți-ai imaginat când erai mic că o să devii, cu ceea ce publicul îți dă înapoi ca și oglindă. Că tu poți să-ți zici superstar, dar nu înseamnă că ești neapărat. Ești dacă și publicul confirmă. Eu zic că superstar în toamnă o să le arate oamenilor de ce în America, de când s-a lansat, nu s-a întrerupt nici măcar un singur sezon și nici în UK și nicăieri unde s-a produs acest show, nu a fost nicio pauză de niciun sezon. Aici mi se pare că atenția e totală spre punctul ăla din scenă unde vine un om cu povestea lui, care îți spune cum a ajuns el acolo, de ce s-a apucat de muzică, toată concentrarea atenției e pe el, sau pe ea. Mi se pare că pune în centrul atenției chiar artistul. Și tu auzi așa o poveste și te gândești, să vezi ce tare o să cânte omul ăsta și după aia e o dezamăgire sau invers. N-auzi mare poveste, zice, eu nu am apucat de muzică acum 2-3 luni, mi s-a părut că mi se potrivește, 2-3 luni, hai să te auzim. Și te sparge, caz de pe scaun. Și cred că aici e surpriza, e un casting de fapt, e un casting din ăla true, cum se fac la filme, când lua Leonardo DiCaprio primul rol, când lua, nu știu, Al Pacino primul rol, e o chestie așa care te atrage, fiindcă descoși un om, vezi cam ce are în cap, unii sunt aroganți, alții nu zic nimic despre ei, pare că nu vor să laude deloc, și apoi e ori contrast, ori pleonazm, e una din două. Mi se pare că unii sunt omul, gen vine omul, povestește, sunt timid, dar știi să nu știu, și parcă când începe muzica, puf, se transformă, frate, mega monstru, puf, începe, ulă, pac, se trântește în genunchi, mare artist, înțelegi? Și când se oprește muzica, revine iarăși la om, știi? Și e gen, sper că v-a plăcut, sper. E foarte tare faza asta, adică mi se pare true, așa, știi, vezi exact transformarea aia de scenă, e ca și cum, acum intri pe scenă, acum intru pe scenă, gata, am intrat pe scenă, îi facem, se ridice toată lumea mâinile sus și te prinzi cine are butonul ăla, știi, gen,
Superstar.